Ministrul Mediului se plânge că bucureștenii trăiesc ca în evul mediu. Mircea Fechet, înlocuitorul celebrului Costel Alexe, zice una mai grea decât predecesorul său, dar o face măcar în limba română. Fechet spune că Bucureștiul este poluat pentru că oamenii fac focul în sobă, ca la 1700. Sursele de poluare le cunoaștem. În București vorbim în principal de trei mari surse de poluare. De trafic, pe de o parte, de încălzirea rezidențială și din când în când din arderi ilegale din proximitatea Bucureștiului. Însă atunci când vorbim despre încălzirea rezidențială, va trebui să avem o discuție, pentru că încălzirea rezidențială generează în materie de, în termen de gaze cu efect de seră. Bucureștiul este printre puținele, poate, sau poate singura din Europa, unde există încă există încălzire rezidențială cu lemn de foc. Adică exact așa cum se întâmpla la 1700. Păi și dacă e așa, cine ne ține la 1700 ăsta? Nu cumva aia care au condus țara și în ăștia 30 de ani după ce s-a întâmplat, Revoluția din 89? Asta ar trebui să se întrebe domnul Fechet, că face parte din echipa de politicieni care de-a lungul anilor au condus țara asta. Și mai place un lucru așa, cum omul ajuns într-o funcție în care trebuie să se exprime, spune proximitatea Bucureștiului, nici de cum o comună de lângă București. Lucrurile sunt în proximitate, nici de cum lângă. După declarația din videoconferință, Fechet a ținut să-și înceapă mandatul cu o descindere de ochii lumii. S-a dus omul la Sintești să-i prindă în fapt pe cei care ard gunoaie. Și a mai schimbat declarația și a zis că totuși bucureștenii suferă din cauza clanurilor care au pus stăpânire pe gunoaie. Cu siguranță arderile ilegale de deșeuri sunt una dintre cauzele care participă la depășirea poluanților. Din pricina arderilor ilegale care se întâmplă aici și în alte localități din județul Ilfov, bucureștenii sunt nevoiți să suporte aceste consecințe și să le fie sănătatea pusă în pericol. În continuare facem controle pentru că sănătatea populației și mediu, așa cum am mai anunțat de atât de multe ori, este o prioritate pentru minister. E o prioritate să luăm fonduri europene, să nu se mai încălzească oamenii cu lemne de sobă. Vorbe în vânt de la un om care uită să spună că nu există niciun sistem de măsurare a acestor gaze, pentru că de ani de zile nimeni nu a făcut nimic. Mâine dimineață se duce Nicușor Dan să întâlnească cu Ludovic Orban și cu acest Fechet la Ministerul Mediului și vor da declarații. Foarte interesant, pentru că vorbim despre cea mai poluată capitală din Uniunea Europeană. Adică e o situație dramatică, oamenii trăiesc mai puțin, 4-5 ani, iar ministrul ăsta vine și ne spune că oamenii ard prea multe lemne pentru că sunt săraci. Ministrul Fechet este supărat că românii sunt săraci, de fapt. Auzi, nici măcar nu-i simpatic, măcar Costel Alexe, ăla era tare dulce, venea să-l dai în buclă așa cu declarația lui.